Un bărbat în vârstă de 49 de ani, grav rănit după ce o placă de cofrare s-a prăbușit peste el. Tragicul incident a avut loc pe șantierul centrului de Mari Arși de la Timișoara. Bărbatul făcea parte din echipa de muncitori care lucrează pe șantierul din vecinătatea Spitalului Județean. Miercuri dimineața, în timpul unei manevre, acesta a fost grav rănit după ce panoul s-a desprins și a căzut peste el. Colegii lui au fost cei care au dat de urgență alarma, iar medicii din spital l-au preluat. Ceea ce a salvat viața bărbatului a fost faptul că purta casca și echipamentul de protecție. Însă chiar și așa, acesta este în stare gravă și a intrat direct în sala de operație la Spitalul Județean Timișoara. De asemenea, inspectorii au demarat o anchetă pentru a stabili dacă pe șantier au fost respectate toate regulile privind protecția muncii.